federal, nu suntem în momentul de față în măsura de a face o propunere de premier. Așteptăm rezultatul consultărilor, așteptăm să vedem ce se întâmplă, dacă partidele își exprimă în mod public interesul de a servi cetățeanul și deci în momentul de față nu avem o propunere de premier, dar dacă va fi să ajungem în situația de a face propunerea de premier, cu siguranță va fi un om integru, cu siguranță va fi un om implicat pentru care să vorbească faptele.